oamenii se strângeau în piața Operei devenită Victoriei, Revoluția Rând, atingând punctul irreversibil. Alexandra, ai fost și în film. Câteva cuvinte te rog despre. Acest video a fost creat de către cinci celebre de la liceul teoretic William Shakespeare din Timișoara pentru a comemora eroii Revoluției. Revoluționarul care ne-a acordat testimonialul din videoclip a fost împușcat în timpul Revoluției și este tatăl unei coleze, se numește Constantin Zinga. Constantin Zinga. A fost cu mine, cunoscutul Constantin Zinga. Cum ați făcut? Cum ați plecat la el? În jur de o săptămână am fost la memorialul din Timișoara, am făcut noi pozele. Ioana a scris, fiica lui Constantin Zinga, de altfel, a scris melodia și a și interpretat-o. Și prima poză este un desen creat de o colegă. Și tot împreună am montat videoclipul. Ok, domnul ambasador. Filmul, cum ați spus, okay, implicarea unor tineri, unor adolescenți? Filmul a fost foarte emoțional pentru mine. Și sunt sigur că a fost emoționant și pentru dumneavoastră. Și capturează esența de ce s-a întâmplat în zilele alea și voința poporului, care trebuie să meargă înainte acum și să termine acum 30 de ani mai târziu ce a început atunci. Mulțumim, Alexandra. Un alt om care lucrează cu adolescenți, profesorul Adrian Cali, erou al Revoluției, care ne dă la, poate nu oficial, sunteți, predarea liceului de informatică. Rugăm să ne spune istoria vie, trăită, simțită de atunci. Apropo de Constantin Zinga, el m-am întâlnit întâmplător, era 19 decembrie, aveam al doilea glonț în mine care se mișca și tot timpul trebuia să merg într-un loc să scuip, că îmi zgâria plămâni. Și cum mă plimbam acolo prin spital, un dat am văzut așa ceva undeva, o rezervă unde era ceva întins, dar picura ceva din el. M-am apropiat și era o doamnă care stătea așa lângă un corp. M-am apropiat, era un tânăr, i-am pus mâna la gură să văd că atunci am început să vedem cum cine mai e în viață, cine nu mai a pus mâna și am simțit că are presuflă. A deschis ochii și era Constantin Zinga. Am început să vorbim, fusese împușcat de 3 ori, din câte țin eu bine minte, și a zis că dacă scapă de acolo se face preot. Am mai fost la el de câteva ori. Și a devenit. Și a devenit preot. Da, asta a fost o chestie. Așa a fost întâlnirea mea cu Constantin Zinga. Experiența mea este una, eu tot o povestesc, dar o povestesc așa cu umor, pentru că Nu, chiar nu sunt afectat. Nu am presentimente față de cel care m-a împușcat sau pentru cei care m-au împușcat, pentru că dacă aș avea resentimente sau i-aș da în cap, nu ar fi nicio diferență între mine și el. Deci povestea mea începe undeva prin decembrie, 11 decembrie, când am venit acasă. Eram pe prima respectivă, era o misiune la un grup care se numea Rocolo Paci, care era varianta maghiară lui Metal Hammer. Muzica, da. Și știți că ungurii mai aveau și MTV, ei care nu aveau MTV american, deci erau chestii din alte. Păi să văd Rocolo Paci, cum am spus, și maică-mea s-a uitat la, maică-mea era unguroaică, jumătate nemțeacă, s-a uitat la televizor și vorbea cel pe care după aceea și noastră l-ați cunoscut, Tătieș Lasă. La vremea respectivă era cu probleme, era un interviu din vara lui 1989 și el spunea niște lucruri care într-adevăr erau foarte, foarte necunoscute pentru români, dar se auzea de el. Adică chestia asta cu problemele legate de minoritatea maghiară. Acum, cu o paranteză, ungurii deschiseseră și ai văzut la televizor cum au deschis granițele și au avut loc exodul cu câteva luni în urmă a germanilor. Plus că spunea despre ce poți aici. Și atunci, ca și timișorean, ca și om format de sistemul comunist, de dragostea pentru cetățean, m-am revoltat. Adică cum să-l dea afară din casă? Mi se părea strigător la cer.
Dar n-am băgat de seamă chestia asta, mă rog, s-a terminat emisiunea și până pe 15 n-am avut niciun fel de problemă, adică n-am știut mai multe despre Tekeș. Ei, pe 15 am ajuns la, cum să zic, la Maria, pentru că treceam pe acolo cu tramvaiul, am coborât. Am văzut un grup de oameni, dar ca mine puteau să coboare încă, erau sute de oameni în tramvai, erau tramvaile pline, alea comuniste, pline de muncitori. Am coborât eu și încă vreo două persoane, din care numai eu am ajuns acolo. Și acolo am stat de vorbă cu cei prezenți, pe unii cunoșteam că erau rocker, și la un moment dat a avut loc o altercație cu forțele de ordine, cu agenții securității îmbrăcați în civile, și tot bătaie. Și cam atât a fost. Am reușit să ajung acasă și mâine zi am auzit la colegii mei, eu lucram la IJPIPS la gara, am auzit că se întinde la cătuș. Se vedea în lăcătuș mecanic atunci, da. Am auzit o discuție din asta între muncitorii care erau maghiari, ceva legat de templu. Când au zis templu, era clar că era vorba de biserică. Și m-am dus iarăși, a doua zi, pe 16, m-am dus acolo și acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Adică, ne-a iritat faptul că Tekeș a ieșit la geam și a zis să plecăm acasă. Ne-am crezut că el este ținut în captivitate de securiști. Ne-am dus, am intrat în casa parohială. Evident, el spunea că să plecăm acasă, că bănuia că se va întâmpla ceva. Și atunci unul dintre cei prezenți a venit și ne-a zis, noi eram un grup așa mai aparte de rocker. Și a zis că el va striga, se urcă într-un copac, copacul mai există. Urcă în copac și va striga libertate. Na, s-a urcat în copac, a strigat libertate, libertate și atunci toți am început să strigam. Eram câteva sute de oameni acolo care... Următorul pas făcut a fost să ieșim pe carosabil și așa s-a oprit tramvai. Mă rog, cum vreau să știți legenda lui Ion Monoran. S-a oprit tramvaile, da, s-a oprit tramvaile. Au avut loc acolo discuții, au avut loc acel moment cu Zăgănescu care a zis că George Ceaușescu, că pe el cheamă Zăgănescu Daniel. Era sus pe tramvai când era, a zis? Nu era pe tramvai, era pe... Circulă. Erau, aveam niște tampoane din asta, pe alea erau. Da, și după aceea ne-am dus spre studenți. La studenți n-am mai ajuns pentru că am făcut stânga, ne-am dus spre hotelul continental. Pentru că am văzut la cehi cum lumea știu de ce se întâmplă. Au fost filmați și fotografiați de sus. Noi n-am știut, n-au cum să fotografieze, să se filmeze de pe continental, că securitatea a oprit curentul pe stradă și noi practic eram în tuneric. Și atunci ne-am dus spre Consiliul Județean și acolo în fața clădirii era singurul loc în care era lumină, restul tot era în tuneric. Acolo ne-au atacat pompierii, am fost udat de mașina de pompieri, au avut loc altercații cu scutierii și ne-am întors să mergem să anunțăm lumea prin, eram obișnuiți cu Europa Liberă, la Radio Timișoara. Noi nici nu știam că radio este închis. Am ajuns pe strada Cluj, radio închis, nimeni nimic, hai să mergem să scoatem fabricile. Bine, pe aici sunt mai multe coloane care au plecat. Făceam parte din coloana asta care s-a dus pe calea Buzeașului. Și acolo, pe calea Buzeașului, muncitorii n-au ieșit, iar ne-au atacat pompierii, iar stropit. Am ajuns în sfârșit acasă, pregătit pentru a doua zi pe 17 să merg la serviciu. A doua zi pe 17 m-am dus la serviciu. La ora 12 m-au trimis acasă, mi-au zis că gata, plecăm. Când am ajuns la gara, nu venea niciun tramvai. Am ajuns în Maria. Din Maria am văzut acolo cum erau urmele spargerilor și Iosefin ce era. Și undeva prin calea Șagului, la un unghi de-al meu, am fost anunțat că se trage. Și atunci am plecat spre... Mi-a început să trag aici, în Piața Libertății. Dar atunci m-am întors, m-am dus la un prieten unde de acolo erau mai mulți adunați. Prietenul meu fusese bătut, intrase în Consiliu pe 17 la prânz și unul singur a venit cu mine, Leo Caius, și am luat-o spre centru. Când am ajuns de la catedrală încolo, când am văzut cum arăta centru, cum ardea, ne-am trecut pe lângă oameni care spărgeau, deci erau chestii din asta, ardeau, se auzeau cum se sparge. Am încercat să-i oprim pe ăștia care spărgeau, dar nu s-a putut și atunci, la un moment dat, ne-am hotărât să ne lipim de o coloană care mergea, era tocmai trecuse podul Mihai Viteazul. Și când ne-am apropiat de pod, am auzit o pocnitură. Sună din asta, pocnitură. Și ne-am întors și am văzut că cineva pică. Și am zis lui Caus, mă, ăștia trag. Hai să ne lipim de cineva, că în caz dacă ne omoară, măcar să vadă că murim. Era, tot eram în tuneric. Așa ne-am lipit de o coloană care a mers spre
care mergea spre căminele studențești. Da? Eram undeva pe la capătul coloanei. S-a intrat în căminele studențești și atunci de acolo două persoane au strigat că mergem să-i eliberăm pe arestați. Într-adevăr, văzusem arestați pe seara de 16 cu mărul luat și bătut. Și... Da, ne-am îndreptat spre podul Decebal, dar în momentul când am ieșit pe strada pe Staloții, deasupra a apărut un elicopter, strada era în întuneric, ne-am îndreptat spre pod și atunci când am ajuns pe strada aceea care dă spre pod, m-am uitat în sus, am văzut elicopterul, m-am uitat în dreapta, am văzut gardul, în stânga Bega, când am văzut jos piatra publică, mi-am dat seama că este, de fapt, un capcan. N-am apucat să mai fac vreo 3-4 pași și atunci de undeva de sus, din întuneric, s-a văzut o flacără lungă albastră. Cum făcusem armată, mi-am dat seama că se trage și am strigat jos, jos, am tras oameni peste mine. Și nici bine n-am ajuns la pământ, și eram într-o haină albă, de aia și port tricou albă. Eram într-o haină albă, au tras prima rafală la cap, am asurzit, am strigat să nu mai tragă, au continuat tirul și atunci a fost lovit prima oară. Puteți și da, băi, exact unde sunt două glanțe am primit. Deci a fost prima lovitură, m-am ridicat și am văzut în fața mea pe un alt prieten de-al meu care a ridicat capul, am sărit cred și în momentul ăla am simțit că primesc a doua lovitură. Ăla a mers exact ca și ceva care mă scopia. M-am speriat, am pus mâna aici în față să văd dacă nu mi-a perforat plămânul, era letală rana. Am fost fericit că am plămânul întreg, m-am ridicat și am zis dacă și a treia oară m-am împușcat că sunt cel mai ghinionist om de pe planetă. Am avut noroc să nu fiu împușcat și am ajuns la capătul străzii unde am luat-o la fugă, n-am mai putut și îmi ieșea sângele pe gură. Cei care au venit de pe stradă m-au văzut că merg așa puțin, nu știu, ca quasimodo, așa, într-o parte și am zis că poate, nu știu, fac glume, că de obicei sunt tot timp glumeți. Și zic, nu sunt împușcat, cum să fiu împușcat? Și când au pus mâna și au văzut că era roșie de sânge, atunci s-au speriat și au început să strige, că la niște salvări care stăteau și nu făceau nimic acolo. Ei, și atunci, din disperare de cauză, a oprit o mașină cu trei persoane, era șofer, era doamna care ținea un bebeluș și noi în spate am stat pe niște grămezi de, adică pe niște găleți de carne, de porc și de cârnați. Am urcat, deci cei doi prieteni ai mei cu mine și cu unul care a fost împușcat în picior și omul ne-a dus spre Spitalul Județean. Când am ajuns pe strada Cluj, deci la intersecția Răzii Cluj cu... Am început să a văzut tapurile care veneau. Și în momentul ăla ar fi vrut să oprească să ne dea jos, n-am mai știut ce să facă și atunci am spus să bage viteză că mie chiar îmi vine sângele pe gură, să nu-i dau pe cărnați. Și atunci omul a băgat viteză, ne-a dus la Spitalul Județean la urgentă, unde efectiv ne-a coborât în viteză. A plecat în viteză, nici nu l-a mai interesat de noi. Am intrat în urgență. În urgență era așa ceva, cam atât era o stradă, din alcool, mi-a acoperit încălțarea, apă cu sânge. Că mă uitam, stăteam și mă uitam ce era acolo și undeva într-un colț erau niște pachete, niște, cred că cadavre. Și am intrat și am stat 6 pe un pat. Norocul meu a fost că pe patul celălalt era un tip care fusese împușcat în picior și glonțul i-a ricoșat, făcuse aici așa o freză afro din aia, știți cum aveau rapări așa. Și mă uitam la el și îmi venea să râd cum stătea tipul acolo pe patul ăla și la un moment dat au intrat niște medici și unul dintre ei, mai tânăr, de fapt era voluntar, era un student, mi-a zis că să avem grijă că intra securitatea în spital. Și atunci, într-adevăr, când ne-am uitat, am văzut niște indivizi cu training-uri care făceau ceva pe acolo. Și un doctor african, după, deci, văzuse, mi-a zis, băiat, doi gloanțe la tine, grijă, te ducem la chirurgie toracică. Deci îmi spunea mie de parcă cunoșteam spitalul, nici nu știam de chirurgia toracică. Și la un moment dat a intrat o domnișoară cu un registru și în momentul respectiv, cel care v-am zis cu o freză aia afro, când a văzut-o și-a smuls din buletină, era buletină, era o chestie din aia soioasă și însuroasă prin câte mâini mergea. Că știți că, adică cei care nu sunteți de... Erau ca niște carnete. Erau niște carnete care milița totdeauna le verifica să vadă, să te ia cu ceva, mai dacă aveai păr lung, să erai rocker, cum era cazul meu. Și a rupt prima pagină și a băgat-o în gură și a început să mestece. Și în momentul ăla când am văzut, m-am uitat și a zis, ce faci? Zice, n-ai încredere, ăștia nu sunt doctori. Și
Când am văzut-o pe doamna aia că vine la mine, am fost al șaselea, el era al șaptelea. M-a întrebat cum mă cheamă și așa, senin, am zis, Cali. Mi-am mai zis Cali cu capa sau ceva. Cali și mai cum? Cali Adrian. Ai buletin? Nu, i-am dat așa, parcă era un copil din noi. Am zis, nu. Și fata când m-a văzut că aveam o față din adică l-am văzut și acum, că n-am o față pe de Oscar. Deci am o față normală, sau mă rog, așa cred eu că normal. M-a lăsat în față și atunci a venit unul dintre prieteni mei, Florin Iovanovici, și mi-a zis, hai repede că trebuie să te ducem la Victor Bateș. Am urcat în ambulanță, când am urcat în ambulanță, când am ieșit afară din spital, am mai tras o dată după ambulanță. Atunci șoferul s-a speriat și m-am ridicat și am văzut cum se închid, militarul închid spitalul județean și știți ce s-a urmat după aceea. Da, am ajuns la Victor Babeș, unde, cum stăm noi aici, așa am stat pe scaun, mi-am așteptat rândul să fiu operat. Când am ajuns, m-au pus pe masă, ca și aia de acolo, deci m-au întins, au băgat degetul, au început să scotească acolo și se auzeau cum scotea ceva metalic din mine, m-au pus ca pe sac, deci efectiv așa m-au ridicat. Și au zis, gata, ești ca nou, mulțumesc, după aceea am arătat că aici era pieptul umflat. Și zic, da, mai am o problemă. Nu e nimic, că te faci bine, ești ca nou, ești sănătos. Și trei zile tot m-am chinuit, tot am explicat că am încă un glonț în mine. Pe 20 decembrie, în sfârșit, s-au hotărât să mă opereze. Și asta a fost o operație ca în filmele de acțiune americane. Deci am fost așa un medic, un brancardier și cu mine. Brancardierul ținea lanterna, eu îmi țineam cu forcepsul carnea. Și doctorul căuta glonțe și în sfârșit l-a găsit. Este glonțul ăsta, cadou pe 20 decembrie. Acum 30 de ani. Acum exact 30 de ani, da, ca pe lorele astea m-a fost operat. Și după aceea a fost bucuria asta, că sunt ăsta, dar n-au vrut să-mi dea glonțul. M-a făcut scandal, glonțul mi l-au dat oricum după ce a căzut Ceaușescu. Și am trecut de la agonie la extaz, după aceea de la extaz la agonie, când ne-au chemat și ne-au arătat. Am văzut cum au ieșit muncitorii de la OMT. A fost o chestie extraordinară. Nu știu dacă ați văzut vreodată filmul american Excalibur. Când ies cavalerii ăia pe cai alb. Exact așa au ieșit muncitorii din fabrică. A fost ceva extraordinar pentru mine. De, la urmă, seara a fost chestia. Hai să ne urcăm iarăși pe spital, că acolo stăteam și am văzut cum gara de ei s-a umplut de muncitorii aduși din Oltenia. A fost un șoc, am zis, dar ăștia vin peste noi praf, de fapt. E, din nefericire, pentru ei, muncitorii n-au... Au fraternizat. Da, au fraternizat, dar și atunci am așteptat să vedem ce se întâmplă la București. În momentul când București a făcut gestul din 21, a fost foarte clar că nu mai suntem singuri și că avem o șansă să câștigăm. Iar în momentul în care a picat Ceaușescu, să vedeți. Acum, erați pătuș la ora evenimentelor. Decizia de a deveni profesor de istorie putea în aia sau a fost pur și simplu influențată de evenimente, ca să spuneți povestea? Nu, eu am devenit profesor că, sincer să vă spun, mie lene să lucrez. Sunt și eu ambasador de la același. Adică ce să vă spun, am avut șansă că s-a făcut facultatea de istorie curată și atunci m-am dus, m-am înscris, îmi plăcea istoria de copil, dar l-am prins alt gen de istorie, istoria comunistă și nu am devenit profesor și poate... Doamna contabil, șefa instituției, a fost și Andreea Diculescu, a fost și elevă. Mai avem o colegă care a fost cu predați. Cum predați Revoluția? Revoluția se predă puțin mai, la fel cum au făcut copiii, cu foarte multe imagine, cu foarte multă muzică, ca să... Sunt cântecele alea care te aduc în... Nu știu, nu chiar în mijlocul. Doamne ferește să ajungeți în mijlocul evenimentului. Dar cât de cât să simțiți ce s-a întâmplat, adică să aveți empatie față de ce s-a întâmplat. Deci nu e o chestie, adică nu e un bun lucru să te lauzi cu Revoluția, pentru că, vedeți, eu sunt un caz fericit. Când mi-a zis cineva, mai eram la, așa cu o paranteză, zic, din nefericire împușcat. Zic, doate, din fericire împușcat, că nevoie săraci nefericiți sunt în cimitire. Eu bat în lemnul, sunt fericit. Că sunt viață. Dar uitați, avem cimitire care nu sunt cadavre, nu avem, sunt goale. Asta este de fapt. Și atunci lumea are impresia că nu s-a întâmplat nimic. Apoi s-a întâmplat. S-a întâmplat și, vedeți, mai este un lucru care nu prea nu de cum așteptam ce spun occidentalii despre noi, să ne sară în ajutor. Vedeți că sunt bine, s-a datorat faptului că la un moment dat în România au intrat acele ajutoare. Ajutoare cu medicamente și cu tot care ne-au salvat. Deci erau rând groaznice.
ce să vă zic, ale mele erau ele groaznice, dar unii erau mai rău ca mine. Și atunci, având acest ajutor, medicamentele și hrana care au adus-o, au dus la început asta, a fost foarte mult apuntat. Eu, în rest, ce să zic, sunt fericit, tot. N-am bănuit niciodată, acum 30 de ani, că voi stau cu un ambasador sau în fața unor copii, deci ce să zic. Da, voi ați bănuit vreodată că o să vedeți revoluționari la modul ăsta, vorbim despre revoluția, cum e cu detaliile care țin de istorie, sânge, gloanțe, și cum se predă revoluția? Nu prea se predă. Foarte vagă. Nu prea se predă, nu. Și cum am explicat asta? Păi pentru că n-a fost nimeni interesat. Se predă doar istoria comunismului, care nu are mai multă priză. Revoluția 3-4 rânduri și depinde de profesor sau de școală în care se predă. Cu toate că au existat inițiative și la Consiliul Județean și la primărie să facă manuale, dar... Da. Dar curs opțional, dar nu e posibil. Deci, din nefericire, așa e făcut programa, dacă să nu poți să te... Da, rog. Cam întrebări, în sensul dialogului sunt mai deschis. Liniștea de după o revoluție. Da? Da, sigur. Da. Da. Adică fără cuvinte. Asta e cel mai mare lucru, sunt în ok, atunci. Considerăm că liniștea asta e și un moment de reculegere. Pentru ce-o fost. Și chiar vă rog să păstrăm pe final un moment de reculegere. Oamenilor care au căzut atunci. Mulțumesc frumos! Dumnezeu să-i odihnească! Dialogul cu domnul profesor Adrian Cali continuă. Excelența sa realizează în ultimul. De la Timișoara. Da, asta e fantastic. Și noi avem ceva pentru dumneavoastră. Aici e o medalie comemorativă de aterizare acum 50 de ani. Pe lună. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Să știți că noi acum 30 de ani ca pe lună era. Adică făceam un pas mic pentru un pas mic, dar un mare pentru umanitate. Nu cred că era pe lună acum, ce era într-un loc. Nu, ca și pas. Un pas mic spre democrație. Un pas mare spre democrație. Spre democrație, exact, corect. Mulțumesc mult. O plăcere mea. Și aici avem o carte despre parcurile din America pentru dumneavoastră. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, mulțumim excelența voastră. Eu vreau să vă mulțumesc la toți și vă mulțumesc că veniți aici și citești cărțile care noi le punem aici. Și dacă aveți vreo nevoie la mai multe cărți sau la orice altceva, vă rog, domnul are adresa mea la București, la ambasadă. Orice vă trebuie, te rog, chemați-mă. Mulțumim!